O firmă din Spania care activează în domeniul agriculturii vrea să angajeze 800 de români ce l-a cules de căpșuni în zona Huelva, începând cu luna februarie 2015. Locurile de muncă sunt disponibile prin intermediul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din țară. Una din condițiile impuse celor interesați este înregistrarea în baza de date a AGOFM, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate. Actele necesare pentru a fi luați în evidență sunt o copie după actul de identitate cu o valabilitate de minimum 6 luni, adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că sunteți apți de muncă, cazier judiciar și curriculum vitae. Termenul limită de înregistrare a dosarelor este 15 ianuarie 2015. Persoanele selectate să muncească la cules de căpșuni în Spania vor câștiga 39,48 de euro brut pe zi, achitați odată la 2 săptămâni prin transfer bancar. De asemenea, angajatorul oferă cazarea în schimbul achitării sumei de 1 euro pe zi. Transportul către locul de muncă este plătit de angajator. Există o perioadă de probă de 15 zile, timp în care atât angajatul cât și angajatorul pot rezilia contractul. Dacă decizia de reziliere a contractului aparține angajatorului, acesta va suporta din buzunarul propriu contravaloarea drumului de întoarcere. În ce privește programul, timpul de lucru este de 6 ore și jumătate pe zi, 39 de ore pe săptămână, împărțite în 6 zile, a 7-a zi fiind liberă. Programul începe la primele ore ale dimineții, iar în decursul celor 6 ore și jumătate de lucru pe zi, este prevăzută o pauză de o jumătate de oră.